Câtă vreme a trecut, câtă vreme a rămas. Între noapte și zi, între drum și popas. Ne mințim zi de zi, că am fost, că vom fi. Și uităm mult prea des să mai fi. Vrem să avem cât mai mult, ca și cum n-am mai ști. Ce săraci lumea vom părăsi. Spune de ce tot alegi, spune ce vrei să culegi. Pierzi rătăcina întregi în neștire. Mâine la capăt de drum, tu vei afla. Toate sunt amăcire. Ce iluzii au fost, ce iluzii mai sunt. Clipe care ne trec. Alergăm după noi, alergăm după vânt și deschidem târziu pumnicoi. Vrem un nou început, însă timpul pierdut nu se întoarce nici când înapoi. Spune de ce tot alegi. Spune ce vrei să culegi. Este tăcină întregi în neștire. Mâine la capăt de drum, tu vei afla că oricum, fără Iisus, toate sunt amăcire. Spune de ce tot alegi, spune ce vrei să culegi. E rătăcină în întregi în neștire. Mâine la capăt de drum, dacă oricum, fără Iisus, toate sunt amăcire. Spune de ce tot alegi, spune ce vrei să culegi. Piesă tăci al meu prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții.
din zor de zi. Când mă trezesc, smerit mă plec sub cruce, când toată lumea asta n-am, un scut mai bun și dulce. Când toată lumea asta n-am, un scut mai bun și dulce. Când merg pe un drum îndepărtat, Iisuse, ești cu mine, să fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Să fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Tu-mi ești prietenul cel bun, în boală și-n suspine. Iisuse, mă-nsoțește-n drum, să fiu mereu cu tine. Iisuse, mă-nsoțește-n drum, să fiu mereu cu tine. Tu-mi ești comoara care-ai fost de mine mult căutată, și-acum eu nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Și-acum eu nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Doamne, sufletul de tine, mai mult ca floarea veșnică de stânci. Să uit de ani, de lume și de mine, privind adânc în ochii tăi adânc. Lipește-mi, Doamne, sufletul de tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și slava zarilor senine în inima de om ce-mi bate în piept. Lipește-mi, Doamne, sufletul de tine, ca pe un levit de altarul său divin, să n-am nici plug în voi, nici hol de pline, ci Tu să-mi fii și pâine în veci și vin. Lipește-mi, Doamne, sufletul de tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și slava zarilor senine în inima de om ce-mi bate-n piept. Lipește-mi, Doamne, sufletul de tine, ca pe o ființă smulsă de la greu,
ridică-mă din valea de suspine și ascunde-mă cu tine, Dumnezeu, cu tine, Dumnezeu. Lipește-mi, Doamne, sufletul de tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și slava sărilor senine în inima de om ce-mi bate în piept. Lipește-mi, Doamne, sufletul de tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și slava sărilor senine în inima de om ce-mi bate în piept, în inima de om ce-mi bate în piept. Și lumina să
Lumii mari minunății.
sus de aur și tot ce-i valoros. Tu rămâi în veci mai prețios. Răstignit și pus într-un mormânt, ca să mor, venit ai pe pământ și zdrobit ca un trandafir. Tu ai căzut, tu ai căzut și te-ai gândit doar la salvat prin al tău sfânt har ceresc. Te voi iubi și-ți voi cânta mereu. Totdeauna când îmi va fi greu, iar când în ceruri ne vei lua, toți împreună cântavom Osana. Și dragostea mereu ne va însoți. Vom fi împreună pentru vecii. Răstignit și pus într-un mormânt, ca să mor, venit ai pe pământ și zdrobit ca un trandafir. Tu ai căzut, tu ai căzut și te-ai gândit doar la El mă va purta spre
străluciri de stea. Se va uita la rana mea și o va vindeca. Chiar când sunt pierdut, chiar când sunt căzut pe margini, spera în el că-și cerul mi-a deschis. De pe genunchi el mă va ridica, din ochii mei va șterge lacrima, se va uita, se va uita la rana mea. Așa cum sunt, tu mă accepți cu tot trecutul imperfect. Se nasc rugăciuni la tronul puterii și-un cântec tu pui în locul tăcerii. Cântă și munții și văile, tot ce-i-n mine să te laude. Eu sunt iubit în chip nemărginit. Se opresc când tu vorbești. În brațul tău mă odihnești. Eu frunză în vânt, o ființă prea slabă. Ia inima mea și umple-o de slavă. Cântă și munții și văile, tot ce-i-n mine să te laude. Eu sunt iubit în chip nemărginit. Tu lucrezi
perfect, tu lucrezi în chip perfect. Cântă și munții și văile, tot ce-i-n mine să te laude, eu sunt iubit în chip nemărginit. Și munții și văile, tot ce-n mine să te laude, eu sunt iubit în chip nemărginit. Sunt iubit în chip nemărginit. Suflet s-aștern prea durut, rugă spusă agonic paharul să treacă, dăruiește în taină un alt început. Iată grabnic soldații și Iuda alargă ca să-l prindă pe cel ce iubire a dat. Ucenicii
scribi tot urlă în rafale. Răstignește la micus ce zari și ce ape. Sfălavor în public doar mâinile tale. S-a născut să ne scape din ura cea grea. A trăit să ne arate doar dragostea sa. A murit să ne ia locul nostru în mormânt. A înviat s-a înălțat în cer la Tatăl Sfânt. Nici nocește în locul preasfânt pentru noi. Va veni în curând să ne dea trupuri noi. Astăzi bate la ușa din inima ta. Tu deschide-i de grab acum. Nu-l refuza. Pe cruce cu frânghi împletite, țintuiește-l pe lemn ca să nu ne mai plece. Soarele s-a ascuns, profeții împlinite, ruga lui pentru ei și mormântul e rece. Înspre zorii cei triști din grădina durerii vine îngerul vieții să dea piatra cea grea. Prințul păcii se arată. Să ne scape din ura cea grea. A trăit să ne arate doar dragostea sa. A murit să ne ia locul nostru în mormânt. A înviat s-a înălțat în cer la Tatăl Sfânt. Mijlocește în locul preasfânt pentru noi. Va veni în curând să ne dea trupul noi. Astăzi bate la ușa din inima ta. Tu deschide-i de grab acum, nu-l refuza. S-a născut să ne scape din ura cea grea. A trăit să ne arate doar dragostea sa. A murit să ne ia locul nostru în mormânt. A înviat s-a înălțat în cer la Tatăl Sfânt. Mijlocește în locul preasfânt pentru noi. Va veni în curând să ne dea trupuri noi. Astăzi bate la ușa din inima ta. Tu deschide-i de grab acum, nu-l refuza. Sânge rece pe fața ta curge.
privirea-ți m-a întâlnit cu dragoste și har. Acum îți mulțumesc că sunt și eu iertat. Iubire-mi dăruiești și știu că sunt salvat. Și știu că sunt salvat. Vila Iisus,
și nu mă sus pregătește un viitor mai bun. Nu te gândi ce lași în urmă, sus îți pregătește un viitor mai bun. Nu te gândi ce lași în urmă, sus îți pregătește un viitor mai bun. Nu te gândi ce lași în urmă, Iisus îți pregătește un viitor mai bun. Iisus,
ușor blând, tainic te cobor. Parcă aud șoptit glasul tău duios, ce mă poartă mai sus de nori. Când lumina din nou se arată, căci se-ntoarce la al tău cuvânt, gândul meu curat în tăcere înalt spre cer și-ți cânt. Te simt aici, chiar în sufletul meu, cu tine nimic nu e greu. Chiar și-n furtună eu stau sub aripa ta. Ești aici mereu când e te chem. Chiar și-atunci când plâng, mângâierea ta mă atinge cu senin. Simt iubirea ta și îndată uit de-al inimii greu suspin. Vocea-ți dulce-mi șoptește iară, nu te teme, cu tine sunt. Ți-am făgăduit, eu te voi păzi pas cu pas, ce-ar fi. Te simt aici, chiar în sufletul meu, cu tine nimic nu e greu. Cu tine oriunde aș fi, am pace și nu mă tem. Cu tine orice-ar veni, am pace chiar și-n furtună, eu stau sub aripa ta. Ești aici mereu când eu te chem. Să schimbă piept, întoarce-ne cât în
spune eu, nu pot, mi-e greu, că te va ajuta Iisus. Acum e al întoarce-te, viața-i scurt, omule, niciun gășit de o trăiești fără Iisus. De ce vrei să te pierzi pe veci, Iisus și ea să schimbă vieți, întoarce-te cât încă nu e prea târziu. Acum e al întoarce-te, ce minune când stăm împreună,
Ce minune când stăm împreună sub aripa Duhului Sfânt, sub aripa Duhului Sfânt, sub aripa Duhului Sfânt. Trece vremea peste lume, inimi stau tot în risipă, peste tot un soare trist coboară. Totul vine, totul trece, inimi dorm în prag de stele, cerul vine către ele peste o clipă. Vine iar, vine iar, clipă, iată, Domnul vine iar, vine iar, vine iar, peste o clipă, Domnul vine iar. Nu e vreme de risipă, se lumină dinspre casă, norul alb e gata să răsară. Nici o clipă nu se-ntoarce, nici o zi nu stă agale, marea zi aprinde zare veșnicii. Vine iar, vine iar, peste o clipă, iată, Domnul vine iar, vine iar, vine iar, peste o clipă, Domnul vine iar. Vine iar, vine iar, peste o clipă, iată, Domnul vine iar, vine iar. Noastră se va sfârși. Gloria ta atunci vom vedea, o, ce zi, când în cer vom ajunge, o, o, ce zi. Glorioasă atunci va fi, când vom fi
Bună seara, dragi prieteni! Suntem împreună și este bine că suntem din nou împreună. Nu mai avem plantele care să absoarbă ecoul. Și aici, în mansardă, mă uit în jur, a dispărut grădina cu palmieri. O să fie un pic de eco la sonor, dar sperăm că nu o să fie foarte, foarte deranjant. O să vorbim și așa mai spre microfoane, iar Sebi a făcut tot ce a putut acolo la mixer să reducă din acest răsunet, din acest eco. Suntem împreună așadar, după o săptămână în care am încercat să trăiesc și eu fără să aștept nimic. Am zis, ia să vedem cum ar fi să ne cufundăm în griji și activități și despre cercetare, despre analize, despre traduceri, despre profeție sau orice altă temă. Stop! Punct și de la capăt. Marți, Sebi a fost un pic răgușit, probabil că a băut ceva rece și vorbea așa de parcă văzuse lupul și zice, Flavius, faci tu prezentarea în seara asta și cum am mai făcut și eu te asist. Zic, nu fac nicio prezentare, nicio seară de asta și vedem noi dacă mai facem și când o mai face. Și m-am dus frumos acasă după amiază marți, m-am culcat un pic, m-am odihnit ca să fiu odihnit și miercuri cu având muncitoresc, m-am trezit la ora 7 și m-am mișcat eu cam greu și am început cu treburi. Bate un cui, scoate pe altul, tunde iarba, tunde câinele, rade găina pe burtă să sugă puii. Și uite așa, prin casă, pe lângă casă, pe afară, pe dincolo, du-te și repară mașina de tuns iarbă, ia-o pe ailaltă că nu știu ce s-a făcut și tot, uite așa, m-am cufundat în treburi. Iar astăzi, la 7:30, eram într-o viteză că nu știam ce să fac mai repede, să le strâng, să le înghesui pe la adăpost, că dacă plouă cumva, să nu vină ploaia, să nu mă prindă ploaia. Și uite așa am venit, ca să zic, nepregătit. Am zis eu așa în sinea mea, păi ce, noi nu avem dreptul, cum au toți dreptul. Să retrăiesc câteva zile ca pe vremuri. Am avut o săptămână, dar nu toată, de marți, v-am spus. O săptămână până astăzi, dintr-aia nebună, o săptămână de adventist. Adventiști dintr-aia demenți, care muncesc toată săptămâna în draci. Deci ăsta e cuvântul, nu că muncesc ei, nu. Așa, de nebuni peste tot. Frână cu scârț, așa, se oprește mașina, se aruncă cheia din contact, că a venit sabatul. Și am zis, ia să vedem cum e. Și vă mărturisesc, dragilor, că n-am putut în seara asta să nu vin să facem prezentarea, că am vrut și în seara asta să nu fac, adică să am și sabatul, tot așa, în stilul cel mai adventist posibil, să dorm, să zac, să mănânc. Dacă găseam pe cineva să fac și o mică bârfă așa, pac, 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 știi? Și să vedem cum n-am putut, nu m-a lăsat cățeaua bătrână. Da. Vă spun bun venit, vă doresc o zi de sabat plină de bucurie, dragilor, fiindcă suntem mai aproape de revenirea Domnului Hristos cu câțiva pași. Ne-am gândit între timp, noi, măcar că Flavius a făcut mărturisirea aceasta, care după părerea mea este patetică. Vrei să spun ceva? Spune. Și nu exagerez absolut deloc. Te rog. Știi la ce mă gândeam
În după-amiaza asta, pe la 4:30, chiar a venit Domnul Hristos anul ăsta? Ok. Apăruseră îndoieli. Stai puțin, acum să spun eu. Eu i-am propus lui Flavius acum o săptămână, dragilor, și văd că ideea asta, ca un vierme, am tăiat un copac la țară. Un vișin. Un vișin de care chiar mi-a părut rău că a trebuit să-l tai. S-a putrezit, avea două crengi așa groase, una se rupsese și am zis să nu fie un pericol, tai cealaltă. Ce crezi că am găsit în el? Vierm din aia de lemn, mare așa. Te-ai apucat să strici casa la vierme. Stai, fii atent, că m-am gândit, zic, uite așa e câte un copac, că vișinul ăla e vechi, are mulți ani. Așa e cât un suflet care are ceva care îl ronță e și care în final îl pune la pământ. Copacul a devenit un pericol pentru casa mătușii din apropiere, peste care urma să se prăvălească dacă nu interveneam, da? I-am spus o idee lui Flavius. Știți că noi când am discutat, dragilor, cândva despre cronologie, v-am spus genesa cercetării acesteia. Cum cu elan muncitoresc vreo 30 de ani m-am chinuit să fac o hartă cronologică așa cum apare ea în scriptură, și nu pupa, ca să spun așa, nu se sincroniza cu datările de pe calendarul gregorian, mă refer la datări formale despre zidirea templului de la Ierusalim, despre decretul de rezidire a Ierusalimului, despre, da? Dar Flavius a spus, zice, ce greșit ești tu, de ce nu faci o hartă cronologică care să conțină doar afirmațiile Scripturii și vezi ce ți iese, ignoră alte surse, alte izvoare. În același diapazon, acum o săptămână după ce am terminat noi prezentările sâmbătă după amiaza, cu Flavius în telefon, discutând, ați remarcat că el v-a spus că de marți așa a luat el, așa zisa, vacanță spirituală de cercetare, că nu putea fi vorba de vacanță, ci era vorba de anticul egipet, fiindcă el și-a tuns, cum ziceam, și găina pe burtă ca să sugă pui. I-am spus ideea următoare, deci acum o săptămână, și văd că această idee, ca un vierme, l-a adus la o direcție de gândire. Nu are legătură cu asta. Nu are? Nu, mi-ai băgat-o pe ureche și pe aici pe două. De ce spui tu? Păi nu ți-am zis că nu fiindcă mă gândesc la... Fiindcă noi am mai discutat între timp. Păi am discutat, adică te-am ascultat, nu am discutat. Ba da, mie mi s-a părut că ai reacționat. Aia, păi, dar ce vrei, stau mut? Mă gândeam că ai reacționat cu, eu știu, emfază intelectuală. I-am spus următorul fapt, notați că ceea ce vă spun acum este clinic de-a dreptul, că conține o, eu știu, o unealtă, dacă vreți, un mod de a șurupări, de a cerceta lucrurile, ușor deconstrucționist, atipic față de ceea ce am făcut până acum, însă vă propun și vouă tuturor ca o cercetare și dacă v-am trezit curiozitatea o să vă spun direct. I-am spus lui Flavius așa, Flavius, haide, ții minte când mi-ai zis tu de harta cronologică să o fac așa cum apare cu afirmațiile Scripturii? Voi acum ne sunteți martori că noi, dacă vreți, grăbiși, târâși, furibund, am încercat tot felul de versiuni ale afirmațiilor din Daniel, din Apocalipsa, din Isaia, din Ioel, care să se conecteze pe evenimentele recente prin care a trecut lumea noastră. Însă n-am încercat niciodată următorul fapt. Voi ați văzut că din cauza acestei încercări
furibundea noastră de a sincroniza evenimentele actuale pe care le-am trăit sau recente, contemporane, cu afirmațiile prorociei, tot am avut acest du-te vino, acest to and fro, da? Despre care vorbește versetul 4 din capitolul 12 a cărții lui Daniel. Se vor duce, se vor întoarce și va crește cunoștința. Tot am încercat, ne-am dus, ne-am întors, am zis, bă, versiunea asta ar putea să nu fie validată din cauza afirmației X din Scriptură. I-am spus lui Flaviu, zic, hai să facem o șmecherie, un trick. Hai să creăm un model, i-am spus, integrat, în care să se compună holist, așa, toate afirmațiile din prorocie, din oricare din cărțile Bibliei, cu privire la evenimentele finale de după 1000 de ani, adică trâmbița 5, a 6, a 7, pecetea a 6, a 5, a 6, a 7, da? Afirmațiile din Ioel, da? Afirmațiile din Ezechiel, capitolul 38-39, afirmațiile din Apocalipsa 20, zic, să le integrăm holist într-un model fără a ține seama de vreun eveniment recent, contemporan, fără a încerca să-i dăm o încadrare cronologică, dacă vreți, pe calendarul gregorian, zic, să vedem ce obține. Și am zis, după ce l-am sunat din nou pe Flavius pe luni și marți și am discutat, i-am zis, zic, băi, are un efect... Flavius a zis, ce, da, se merită încercat, a spus el, dar mi-a spus o sec, așa, în barbă. Și am zis, are un efect, Flavius, destul de neobișnuit modul ăsta de a aborda scripta sfântă a prorocilor și mi-e teamă că rămâne în aer, într-adevăr, așteptarea noastră fără a fi ancorată într-un sistem de referință cronologic riguros, mă refer la un sistem de referință al nostru, al pământenilor de astăzi, a contemporanilor, adică în calendarul ăsta gregorian la care ne raportăm și ne dăm și noi seama, uite, vara asta, primăvara asta, uite, 2020, știți voi ce vă spun. Adică ce vrei tu să zici cu rămâne în aer este echivalentul cu... neputința de a sincroniza, de exemplu, cronologia. Da, sau sfârșitul celor 1260 de ani. Nu, că nu vorbesc despre 1260 de ani acum. Eu vorbesc despre anii sabatici și anii de veselie. Da, da. Care se evidențiază pe cronologie. Deci n-ai nicio treabă cu 1260 de ani să poți evidenția anii sabatici sau anii de veselie. N-ai cum. Adică nu există nicio miză a prezenței celor 1260 de ani, nu poți scoate din profețiile, din cele 7 notări a acestor o vreme, vrem și jumătatea unei vremi, da. Nu poți scoate în niciun fel din toată povestea asta, cel puțin până la momentul ăsta, din ce ne-am dat seama, vreo legătură cu anii sabatici și anii de veselie, da? Deci, referindu-mă la cronologie, cronologia este desăvârșită, dar nu se poate aplica în concret. Da. Adică, stai un pic, ca să înțeleagă, că s-ar putea să zică, bă, ce zic ăștia? Să zică unii, ce vor ăștia? Deci, cronologia biblică, dragilor, este perfectă din punct de vedere al înșiruirii anilor, așa cum rezultă din textul Bibliei. Dar dacă, de exemplu, pe Sebi îl întreb și în ce an de ăsta de-al nostru, așa cum numărăm noi, gregorian, este anul biblic 5992 sau 93, și el vă va răspunde, nu știu, cred că ar fi anul acesta sau cred că ar fi anul viitor. În felul ăsta, un sistem care
este foarte armonios cu Biblia, rămâne în afara concretului. La fel, Sebi a propus ca să facem un model cu Biblia, să vedem cum interacționează și cum funcționează între ele tot ce a înșirat el mai devreme, peceți, strâmbițe, urgii, toate prorociile din Vechiul Testament care se referă la pustie și toate, cum funcționează și cum interacționează între ele. Ridicarea din morminte, 2300 seară dimineață, fără Daniel 12, fără a ține cont de niciun eveniment istoric, fără a ține cont de 1870, de 2020, de nimic, și să vedem ce rezultă. Rezultă un model, rezultă un model cu niște descrieri în limbajul simbolic care nu îl poți aplica în concret. Ascultă la ce m-am gândit eu punctual. Nu poți aplica concret acea închidere a perioadei celor 1260 de ani. Nu poți aplica concret la timpul nostru acel moment când mesagerul din Apocalipsa 10 jură că nu mai este vreme. Avem însă o prorocie care ne forțează și dincolo de acest eșafodaj construit, dacă vrei, ideatic, doar cu afirmațiile Scripturii, fără a le aplica la vremurile noastre, avem Apocalipsa 17 care te forțează vrând nevrând să înțelegi că nu mai este vreme. Că am ajuns la o pană de timp, dacă vrei, din cauza că cei 7 împărați descriși acolo, ai fiarei care se ridică din adânc, sunt pe finalul lor. Știu că este foarte incomod pentru cineva să accepte gândul că, uite, în ăștia 7 ani, cel puțin de 2016, de când noi am tot încercat să stabilim date, cum au zis unii, da? Să deslușim, să descifrăm data revenirii erei Duhului Gloriei, da? În toată perioada asta noi ne-am tot străduit să setăm, să găsim poziția corectă în sistem de referință, da? Și n-am găsit-o. Dumnezeu ne-a descoperit o groază de lucruri minunate din prorocie, însă s-a pus prorocia biblică precum catârul în unghii și nu ne dă voie să mergem mai departe să înțelegem acest ceva. Acum eu spun lucrul acesta, Flavius, din cauza convingerii solemne pe care am ajuns și pe care o am în momentul acesta. Dragilor, vă spun și vouă că momentul riguros al încheierii celor 1260 de ani, adică a epocii pustiei, da? Acea epocă despre care Daniel capitolul 12 zice, de la vremea, de la epoca în care este îndepărtat necurmatul și așezată urăciunea, da? Nu vom putea afla acea datare, în înțelegerea mea, decât când, atunci când Duhul Gloriei, descris în capitolul 10 al Apocalipsei, își va face auzită vocea desemnată acolo în simbol prin cele 7 tunete care au făcut să audă vocile lor. Da? Eu asta e convingerea pe care o am acum. Da, știi că a mea nu e asta. Știu că a ta nu este, însă cel puțin a mea este destul de incomodă, dacă vrei, ca să... Flavius, toți anii ăștia, repet, toți anii ăștia de cercetare... Nu mă refer doar la cei 7-8 ani în care noi împreună am cercetat, ci mă refer și la anii de mai dinainte, când noi aveam căutările acestea, da? Toți anii aceștia de cercetare ne-au arătat că cel puțin până acum n-am ajuns a pune degetul concret pe acea dată. Dar noi am descoperit o sumedenie de detalii care, prin cunoștința și integrarea lor la care am ajuns,
o eventuală intervenție a lui Dumnezeu. O eventuală intervenție, așa cum o înțelegem noi, prin cele 7 tunete din capitolul 10 a Apocalipsei, ne-ar pune în postura celor care înțelegem ceasul profetic care se petrece. Nu doar derularea evenimentelor de până în momentul acela, ci și a evenimentelor care se derulează după momentul acela. Eu nu pot funcționa în diapazonul ăsta. Spune și justifică. În diapazonul ăsta al ideii că nu putem ști dinainte măcar anul, ca să zic așa, da? Că noi asta căutăm, anul. Celelalte lucruri sunt destul de clare. Da, anul. Nu pot funcționa în diapazonul ăsta din cauza unor afirmații din Scriptură. În primul rând este 1 Tesaloniceni, capitolul 5, unde Pavel face o diferență clară între fiii întunericului care vor fi surprinși și fiii luminii care nu pot fi surprinși. Deci acest ca un hoț de aici se adresează unor nătărăi care n-au niciun fel de legătură cu căutările pe care le avem noi. Asta nu implică, Flavius, că dacă tu ești în postura că n-ai reușit să găsești acea dată, faci parte dintre acei, ascultă, eu nu vorbesc despre faptul că reușesc eu sau nu reușesc eu. Eu nu vorbesc despre mine aici, ci vorbesc despre o categorie a unor, așa cum îi numește... Fiei Întunericului. Pavel, fiei Întunericului, iar Arhanghelul Mihail îi numește în Daniel 12 cei răi vor face răul, da? În opoziție cu aceștia care vor fi surprinși, cum sunt dă hoțul, fiii luminii, fiii zilei, da? Sunt fiii luminii, fiii zilei, da? Care nu pot fi surprinși. Asta este o afirmație. Stai puțin, surprinderea aceasta, Flavius, despre care vorbești tu, nu poate fi echivalentă cu a ști sau a nu ști ziua aceea. Nu. Această imagine de aici este... suficientă ca să înțeleg că această categorie numită fii ai zilei, fii ai luminii, este o categorie de oameni care beneficiază de toată lumina pe care poate să o aducă Duhul lui Dumnezeu, da? Este, Pavel evident vorbea despre niște oameni care aveau Duhul în ei. Da. Și despre niște oameni care erau fii zilei, da? Fii ai luminii, erau mărturii în lume, aveau mărturia în ei, erau ucenicii Domnului Hristos, da? Din cauza faptului că ei făceau parte din trupul Domnului Hristos, erau din casa, din Dumnezeu. Da? Deci mi este foarte clar că despre o astfel de categorie de oameni vorbește Apostolul Pavel. Da. Însă, noi, de la capătul istoriei, pe lângă faptul că ne putem bucura de aceeași promisiune din 1 Tesaloniceni, la momentul venirii Duhului, da, avem promisiunea generală și felul în care Domnul se manifestă, în Amos 3:7 e promisiunea generală și în toată Scriptura avem un pattern care ne arată cum se manifestă Domnul. Și imediat, în două minuțele explic, da? Deci în Amos zice, Domnul nu face nimic fără să descopere taina sa robilor săi proroci, da? Nu-i cazul nostru, că noi nu suntem proroci. Iar îmi este limpede. Deci aici nu vorbește despre mine și nici despre tine, Sebi. Că Domnul își descopere taina, nu face nimic fără să descopere planul său mai dinainte, robilor săi proroci, da?
Aici este vorba despre descoperirea dumnezeiască prin prorocii săi, de care noi, cei lipsiți de Duhul, că nu pot zice despre mine că sunt fiu al luminii și fiu al zilei, pot zice că sunt un aspirant la lumină și un aspirant de a fi fiu al zilei. Asta ca să fiu onest cu situația în care mă aflu. Dacă cineva care se află pe chat aici poate să zică că eu sunt un fiu al luminii, fiu al zilei, este treaba lui. Nu mă interesează. Deci să se înțeleagă din vorbirea mea că eu când generalizez, când particularizez la nivel de individ. Deci avem descoperirea planului, tainei lui Dumnezeu făcută prin robii săi proroci. Și din nou mă întorc la Scriptură. Deci acel fii ai luminii, fii ai zilei se referă la niște oameni care aveau Duhul. Amos 3:7 spune Dumnezeu își descoperă taina sa prin robii săi proroci. Și din nou ajung în același context în care vorbea Pavel, la aceeași muzică, la aceeași linie melodică, și anume Sfânta Scriptură, care este burdușită, să zic așa, plină de elemente profetice care ne arată punctual granița dintre pustie și Canaanul ceresc. Da, sunt în... Și acum vreau să fac un paralelism, da? Poporul care a ieșit din Egipt, și scurtez povestea, da? Au ajuns la Gilgal, momentul încercării lor, au ajuns la momentul încercării lor și Dumnezeu zice: am înțeles, 40 de zile ați scodit țara, ați venit cu un raport, ați înmuiat inima poporului, din cauza aceasta, tu veți intra în țara pe care am făgăduit-o, restul veți pribegi 40 de ani. Câte facultăți și doctorate trebuia să ai ca să numeri frumos 40 de anișori, să știi momentul în care intrai în... Deci, ajungerea lor în buza Iordanului, în momentul în care Iordanul era revărsat, nu era deloc o surpriză. Mai ales că chiar în preambulul poposirii lor acolo la Iordan, da, în munții aceia de pe teritoriul Iordaniei de astăzi, muntele Nebo, a murit Moise. Iar un semn evident că Domnul îi spusese: nu, tu nu vei intra. Iar eu cred că asta nu era un secret între Moise și Dumnezeu. Eu cred că știa tot poporul știa chestiunea aceasta, că Domnul, uite, din cauza că am făcut treaba asta, Domnul mi-a spus, tu nu vei intra. A și mărturisit. Deci, există niște elemente, eu asta vreau să demonstrez cu acest paralelism, cu pustia aceea de acolo. Că există niște elemente în felul în care a lucrat Dumnezeu, care pentru ochiul atent putea să-l placeze cu ușurință în anul în care ei aveau să treacă Iordanul, da? Ok. De ce ți-am spus eu... Deci e mai mult decât limpede lucrul ăsta. Mai mult decât limpede. Da. E de bun simț să accepti o astfel de idee. Dar situația noastră cu cei 1260... Eu asta vreau să-ți spun. Din cauza asta eu ți-am spus că eu nu pot să funcționez în registrul în care ai zis tu, că nu vom ști până la momentul când se aude glasul și cele 7 tunete. De ce spun că nu funcționez în registrul acesta? Pentru că ar fi un nonsens pentru întreaga descoperire dumnezeiască, mă refer la ce s-a descoperit prin proroci în Scriptură, să avem 7 notări a acestei prorocii la capătul prorocie care ne aduce în buza Canaanului ceresc, da? Deci este un nonsens ca toată construcția aceasta a prorociei care are date precise, cum avea cealaltă, 40 de ani. 1260 de ani aici, da? Este un nonsens să ai toate aceste date precise, să îți fie limpede în minte tot modelul, cum ziceai tu, și să nu-l poți ancora. Ok, ce soluție oferi tu?
Paralel cu afirmația pe care ai făcut-o tu din Amos. În momentul acesta, eu nu am o soluție, dar nici nu plec pe cărarea cealaltă. Am înțeles. Nu plec pe cărarea cealaltă, știi de ce? Din cauza că m-aș transforma într-un individ care este tobă de prorocie biblică, dar care pe partea cealaltă face afirmația: eu cunosc prorocia, Domnul să vină când vrea. Eu nu pledez pentru așa ceva, prin ceea ce am spus. Atunci n-am altă... Trebuie să fii obiectiv, să înțelegi că acea generație care a traversat pustia Egiptului s-a confruntat cu o perioadă de 40 de ani care a fost cuprinsă de o generație. Cel puțin doi oameni din acea generație au trecut dincolo și li s-a făgăduit și ei au putut să contorizeze anii, da? Situație foarte avantajoasă, să zic așa, pentru ei. În timp ce, dacă am număra că o generație ar dura 40 de ani ca aceea... Sunt vreo 30 de generații în 1231. Sunt 31 de generații în 1260 de ani. 1260 de ani. Iar problema asta e cât se poate serioasă. Deoarece tu observi câte matrapaslăcuri s-au făcut pe tema schimbării datărilor, așa cum este enunțat și în Daniel capitolul 7, că zice se va încumeta să schimbe timpii stabiliți prin lege, scrie în original, da? Da. Tu stai seama că au trecut de atunci 30 de generații și ne-am trezit noi tâmpitul de Sebi Marinică și de Flavius Pană, s-au trezit ei să stabilească data venirii Duhului Gloriei. Eu nu o stabilesc, eu o caut. Dacă o stabileam... Eu am vorbit în sintaxele pe care le folosesc cei. Iar eu răspund pentru cineva care ascultă acum. Dacă tot ai zis eu nu stabilesc, puteai să spui și direct: eu nu sunt tâmpit, eu chiar caut să înțeleg. Fiindcă tu știi câte afirmații abuzive s-au făcut în dreptul, nu e vorba că ne vizează pe noi, noi nu suntem nimic. În dreptul acestei cercetări, da? Prorocia din Biblie este nu doar burdușită de segmente de timp, fie că vorbim de 5 luni, fie că vorbim de 42, fie că vorbim de o vreme, două vremi și jumătatea unei vremi, fie că vorbim de 7 ani și 7 luni din Ezechiel, fie că vorbim despre 3 ani și jumătate, din 3 zile jumătate, da? Din Apocalipsa 11, fie că vorbim de 1290-1335, fie că vorbim de 2300 seară dimineață. Deci, toate aceste eșantioane foarte clare de timp au un rost. Pe lângă faptul că există toată această croitorie, să zic, da? Dumnezeu ca un croitor a tăiat exact prin locul pe unde trebuia tăiat în marea pânză a timpului, da? Pe lângă faptul că există chestiunea aceasta, mai există un aparat semantic, mă refer la simbolurile și etichetele verbale de care se slujește prorocia, de la cele mai simple simboluri, cum ar fi miel, da? Prin care e simplu să înțelegi despre ceea ce este vorba, da? Sau apă, sau porumbel, sau duh, sau, da? Până la sintaxe mai complexe, cum ar fi oameni din orice neam, din orice seminție, din orice limbă, din orice norod, care este clar o etichetă, o sintaxă, da? Sau 144.000. De asemenea, este un nume, nu un număr. Da. Prorocia se folosește de toate aceste etichete parabolice, cuvinte simbolice, ca mie, cercetătorului, și acum mă refer la oricine, nu doar eu. Eu cercetătorul, da? Omul care vrea să cerceteze, să poată vedea în istorie
în faptele istorice împlinirea acelor tablouri descrise în prorocie. În mod evident. Dacă lucrurile acestea nu poți, fiindcă nu-ți dai interesul. Nu, hai să spun de ce pun problema nu, atât. Nu, ar trebui să reformulezi, să zici dacă nu ăsta ar fi sensul așa, expunerii da. Voii de Duhul, da. Atunci nu există prorocie și nu există descoperirea. Da, însă știi de ce... Dar nu ține de puterința umană. Nu vorbesc de puterința umană. Eu nu vorbesc despre noi aici. Cineva trebuie să descopere sensul ăsta. Că suntem noi sau că e altcineva... Trebuie descoperit. Cineva trebuie să descopere cum se sincronizează modelul profetic cu fapta istorică. Și dacă nu este nimeni... Nu există. Nu e greșit ce spui. Să spun de ce. De ce? Susțin treaba aceasta. Din cauza faptului că Domnul chiar despre asta vorbește în primele cuvinte din cartea Apocalipsa. Ce spune? Când spune de unde este informația aceea, da. Spune și care este rostul ei. Ferice de cel ce... Zice, de cei ce ca să arate robilor săi lucrurile care da, au să se întâmple intenționat cu rapiditate. Asta a intenționat el, să arate robilor săi. Spre exercițiu îți propun să te gândești la reacția pe care au avut-o ucenicii. Erau alți evrei demni sau dacă vrei avizați în privința împlinirii prorociei care s-a petrecut sub nasul lor și anume că mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii a fost sacrificat. Erau alții mai avizați decât ucenicii? Nu lor le-a spus Domnul, iată mă duc în Ierusalim și fiul omului va fi dat în mâinile neamurilor de către mai mari credinței iudaice. Erau alții mai avizați decât ei? Și cu toate astea lor li s-a spus vorba, o nepricepuților și să bavniși cu inima când e vorba să credeți tot ce au spus proroci. Eu nu condiționez, cel puțin nu pot condiționa descoperirea dumnezească de omul tâmp din popor care are o credință care ține de datină omenească. Tu realizezi? De aceea toată descoperirea dumnezească a ajuns pentru toți precum cuvintele unei cărți pecetluite, din cauza că toată credința și temerea pe care oamenii o au față de Dumnezeu este doar o învățătură de datină și de obicei omenesc. Nu este o învățătură descoperită. Ai văzut ce vorba a spus clinică de-a dreptul, zic eu. Petru, că avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, întărit prin ceea ce tocmai se petrecuse. Că zice, spunea Ioan ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, că viața s-a arătat în trup. Și noi am văzut lucrul acesta și asta mărturisim, da? Deci ce am pipăit și am văzut, da? Acesta vă spunem și anume că avem viață veșnică la Tatăl împreună cu Iisus unsul. Zice, făcut și mai tare, deci mai tare prin ceea ce pipăiseră ei cu mâinile lor, da? Zice, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Acest cuvânt al prorociei nu este suma tuturor descoperirilor dumnezeiești pe care prin acest canal uman, prin proroci, Dumnezeu ne l-a lăsat înscris și nouă? Ba da. Și zice, până când? Până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Acum noi știm că luceafărul e fix Duhul Gloriei, Duhul Domnului Hristos, care urmează să ni se descopere tuturor, da? Acest cuvânt ne-a fost dat până în momentul acela ca să-l folosim din plin. Însă, repet, acel ca să arate robilor săi nu condiționează pe nimeni, Flavius. Și nici nimeni, prin nepăsarea lui, acel nimeni, poate să fie el, cum să zic, miliardele, da? Nu poate. Nu pot să intru în muzica ta. De ce nu poți intra? Din cauza... Nu vrei să accepți cu mintea nu. Că pe pământ, ascultă-mă, zi. Că pe pământ sunt 7 miliarde de ticăloși, 8 miliarde de ticăloși
care nu vor să știe despre acest lucru? Nu. Nu poți să știți cu mintea? Nu. De ce? Din cauza cuvintelor din Sfânta Scriptură. Care? Cei răi vor face răul, nu vor înțelege, dar aici sunt de acord cu tine. Păi trebuie să... Păi da, trebuie să existe doi. Păi ascultă, cei înțelepți, că e un plural acolo și trebuie minim doi, da? Da. Acești cei înțelepți de acolo o să înțeleagă într-o anumită circunstanță. Nu sunt de acord. De ce nu ești de acord? Din cauza că înțelepții aceia de acolo nu pot să fie decât în corelare cu 1 Tesaloniceni 5 și Amos 3 cu 7. Am înțeles. Așa gândești tu. Da. Ok. Tu ai observat că... Cât de... Stai puțin cu a... Nu evada din contextul ăsta la care am ajuns noi. Tu realizezi că încrederea pe care o ai tu față de ceea ce ai înțeles poate fi viciată de gândirea ta subiectivă? Păi că realizezi, nu s-a demonstrat de atâtea ori? Păi da, și atunci eu spun în față un scenariu. Un scenariu foarte plauzibil. Ia zi. Săptămâna asta eu n-am dormit cu capul pe pernă moale. Așa. Și mi-am pus ca Iacob o piatră la căpătâi. Fiindcă perna mea era de ciment și uite așa mă suceam pe ea și nu-i găseam poziția mai moale. Mamă, ce bine dorm când te gândești la cele lumești. Continuă. Ok. Eu nu m-am gândit. Eu m-am gândit la ceea ce ți-am propus acum o săptămână, la modelul acela, care este în aer și care se leagă perfect. Doar cu afirmații ale Scripturii. Și m-am gândit dacă cei 3 ani jumate în care zac cei 2 martori sunt situați dincolo de vocea cerească, dacă cei înțelepți vor înțelege, cei răi vor face rău și nu vor pricepe, acel dacă, acel timp de 1290 de zile e situat dincolo de vocea cerească, de cele 7 tunete. M-am gândit dacă cei 2 martori care zac, cei 3 ani și jumătate, 3 zile și jumătate simbolic acolo, da? Sunt situați dincolo de vocea cerească. M-am gândit dacă toată descrierea acolo, aceea în care... Am înțeles de ce ai dormit pe un sac de ciment. Spune. De la lăsat în ploaie. Spune. Ai prea mulți dacă. Păi nu, păi tot acest dacă ne arată un lucru. Că de la momentul când se aud cele 7 tunete, știi cu precizie ce ai de făcut. Nu. Știu, Flaviu, știu ce ai în cap. Acest nu al tău debutează fără argumente. Însă tu nu te-ai gândit ore în șir cum am gândit eu la detaliile astea. Nu. Dacă tu mi-a găsește argument... Ți-am dat? Care? Ți-am dat argumentele care? Mai devreme. Care? Nu așa lucrează Dumnezeu. Cum adică nu așa? Nu așa. Cum nu lucrează așa, mă, Flavius? Faptul că tu nu ești pregătit să înțelegi, faptul că tu ai chestii lumești de făcut, are vreo legătură cu ce vrea Dumnezeu să facă? Nu mă refer la ce ai făcut tu săptămâna asta. Mă refer la oricine care dă întâietate altui lucru decât cercetării. Dincolo de... platforma asta, cu live-ul ăsta, cu oamenii aceștia care se uită acum sau cei care se vor uita la înregistrare, da. Undeva în jungla amazoniană, așa, este un individ și mai este unul în Alaska, pe undeva până, nu în Alaska, dincolo de cercul polar, până iglurile alea pe acolo, mai e al doilea, care a înțeles, deci nu se poate, trebuie să existe doi, minim. Altfel toate vorbele despre care... Păi ce ți-arăt eu? Păi ce să-mi arăți? Că cei înțelepți vor înțelege e situat dincolo de vocea cerească, momentul erei Duhului. Tu realizezi ce ți-arăt eu, Flavius? Nu, Sebi. Uită-te la mine, că tu nu auzi acum când vorbesc. N-aud. N-auzi. Aud. Acea etichetă de la vremea, de la era, este îndepărtat necurmatul, da? Era asta nu sunt cei 1260 de ani? Da, Sebi.
Și nu se întinde până la momentul când cele 7 tunete își fac auzite glasurile da, lor? Da, Sebi. Păi de atunci sunt cei 1260 de ani, de la cel glasul care se aude. Da, Sebi. Unii înțeleg, alții nu înțeleg. Da, Sebi. Dar ne întoarcem la aceeași discuție pe care am avut-o acum 2 săptămâni pe Daniel, capitolul 12. Spune. În Daniel, capitolul 12, în primele versete, avem pe aceia care se duc și se întorc da. Și fac să crească da. Cunoștința. Da, asta se petrece înainte. Înainte? Da. Da? Da. Și după aceea se vor albi, se vor curăți mult, da? Așa. Cea de-a doua secvență, care într-adevăr este după, da? După, după sau ce după se aude de vocea cerească și vine era Duhului. Eu... Ce rost să dau la 70 de cărți care au fost, mă refer la Scriptură, da? Da. Cele 70 de cărți au fost scrise, hai să nu exagerez. Așa. Să fiu mai, cum să spun, mai chițibușar, mai reducționist. Nu toate. Tora a fost dată evreilor. Nu sunt de acord cu tine. Ok, continuă. Scrierile și profeții ca hrană pentru cei 1260 de ani. Nu sunt de acord cu tine. Știu că nu sunt operante fără celelalte cărți. Nu, nu. Nu sunt de acord cu tine. Continuă. Deci mă întorc și zic Biblia, da? 70 de cărți, da? Așa. Au fost, a fost această carte, Biblia, construită pentru a deveni operațională și utilă în timpul celor 1260 de ani? Nu sunt de acord cu asta. De ce? Din cauza că nu doar în cei 1260 de ani. Când Petru spunea avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la ce se referea? Nu la acest cuvânt scris care exista sedimentat până la data când a făcut el afirmația? Eu cred că din toată scrierea profetică, asta este tensiunea dintre noi doi. La modul general, Scriptura Sfântă a prorocilor, legea și prorocii, da? Despre care a vorbit Domnul și care a zis nu va trece iotă până să împlini tot din lege și proroci, da? Da, asta aveam în minte, te rog, da? Continuă. A fost operațional pe tot timpul, din momentul când a scris prima oară o literă Moise din Genesa și până acum. Care este scopul? Stai puțin să-ți termin afirmația. În timp ce, în modul cel mai specific, exista un cuvânt al Domnului pentru cei 1260 de ani. În afară de faptul că Scriptura, repet, Scriptura, așa cum a fost ea, formulată, scrisă, până în începerea celor 1260 de ani, da? Și care a fost validă pe toată perioada cât a existat vreo scriptă sfântă, da? În afară de acel cuvânt, există ceva specific care are legătură decât cu cei 1260 de ani. Și asta este descoperirea din Daniel. Tu, Daniele, ține ascunse și pecetulește sulul până la vremea sfârșitului. Există acel cuvânt de acolo și există acest cuvânt din Apocalipsa privitoare la cei 1260 de ani. Eu cred că cei doi martori despre care vorbește Apocalipsa 11 se referă punctual la scrierea din Daniel și din Apocalipsa cu privire la cei 1260 de ani. Aceasta este mărturia. Tu știi ce? Câte mărturii are Biblia? O sumedenie, băi băiatule. E adevărat ce spui. Dar există o mărturie, voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Acesta e prorocul Ezechiel, care stătea într-o rână 390 de zile ca să arate ceva punctual. Vorbea el despre Genesa? Vorbea el despre potop? Vorbea el despre Ezechiel 39 în momentul când stătea într-o rână? Nu. Vorbea despre conflictul pe care Dumnezeu l-avea cu poporul său de 390 de ani.
punctual de la momentul când Ieroboam a făcut viței la Dan și la Betel și până la momentul când s-a fost dărâmat templul de la Ierusalim. Despre asta se vorbea acolo. Despre aia 390 de ani, da? Tot așa. La fel și cei doi martori care au de dat o mărturie se referă la momentul când poporul lui Dumnezeu e dat în mâinile lor, călcat în picioare, biruit, înfrânt. Se referă la momentul când Duhul este îndepărtat din casa sa pe vecie, până... Nu pe vecie. Pe vecie, până la momentul încheierii celor 1260 de ani, da? Definitiv, până la, adică de tot, dat până afară. La venirea Duhului, da? Din nou. Eu asta înțeleg. Așa aplic înțelegerea aceea. Iar lucrul cel mai serios în discuție, Flavius, nu este dacă eu reușesc să înțeleg sau nu, sau tu, sau oricine, sau cineva într-un iglu, cum ai spus tu, în Islanda. Lucrul cel mai serios este că această mărturie este respinsă în forma cum apare agregară, fără să-i dai aplicație finală ca timp cronologic. Adică, bă, Dumnezeu chiar are un conflict cu poporul său. Chiar l-a lăsat în voia minții sale. Chiar și-a ascuns fața de el. Despre asta discutăm. Duhul gloriei, necurmatul, cel perpetu, cel veșnic, chiar a fost îndepărtat din casa sa și în loc a fost așezat, uzurpându-se astfel casa lui Dumnezeu, locuința Duhului, s-a așezat o urăciune, și anume omul fără de legii. Ticăloșia, autoritatea omului stricat, care se așează în locul Duhului glorios și sfânt, da? Despre asta discutăm noi. Discutăm de asemenea că la capătul acestei perioade există un timp de 3 ani și jumătate în care această mărturie este călcată în picioare chiar în sânul creștinismului, a ajuns ca Sodoma și Egiptul, adică în nepăsare și în necredință. Nu despre asta vorbim? Deci, indiferent că îi dai o aplicație cronologică punctuală, uite bă, se întinde de aici până aici, important e acel ce înțelepți vor înțelege, e să înțelegi ceea ce vrea să-ți descopere Dumnezeu și anume, uite bă, există așa ceva, există un astfel de conflict, de aici, luptă între Dumnezeu și poporul său. Aici pot fi 100% de acord cu tine și anume că acea vorbă ce înțelepți vor înțelege din Daniel 12 sau... Pot lua și vorba Domnului Hristos din Matei 24, da? Cine citește să înțeleagă. Da. Deci sunt 100% de acord cu tine că se referă în primul rând la a înțelege ce are Dumnezeu de zis și de descoperit. Da, da, da. Asta este pentru mine clar, clar, clar. Există deci, și aspectul punctual și specific deci, și anume că există un moment... punctual, la capăt, păi, nu, știi ce când să... unii se curățesc, se albesc, se lămuresc din cauza că ei înțeleg ce-i de făcut în momentul ăla, da, în timp ce cei răi fac rău și ei nu pricep. Știi ce vreau să scot în evidență, Sebi? Când noi prin 2017 am continuat, nu ne-am lăsat doborâți de, hai să-l numim eșecul răsunător din 15 octombrie 2016. Da? Eu nu-l numesc eșec. Lasă-mă, că continu. Îl numesc eu. Ok, continuă. Așa. Lăiu a zis o vorbă. Public. A fost publică, dar, cum să spun, oamenii au prea multe pe cap ca să le mai țină minte. Eu, ca Maria, am păstrat cuvintele acelea în inima mea, știi? Da. Lui a zis o vorbă într-o discuție pe care... ok, nu contează. A zis așa că o să tot punem date până când într-un final o să o nimerim. Vorba cei înțelepți vor înțelege... și cei răi vor face ce rău. Citesc trebuie să înțeleagă, da? Vorba aceasta nu are nimic de a face cu faptul că până la urmă ce ai zis s-a nimerit. Vorba aceasta trebuie să aibă de a face cu faptul că cei care și-au pus inima, indiferent cine ar fi,
să înțeleagă ce are Dumnezeu prin Scriptură de descoperit despre relația pe care el o are cu poporul său, despre situația în care poporul său se află, despre situația în care se găsește casa sa, și anume uzurpată și ocupată de altcineva, despre faptul că mărturia prorocului Daniel și a prorocului Ioan despre cei 1260 de ani, această mărturie zace, ignorată, și nu doar ignorată, copleșită de tot felul de alte activități, să le numesc spirituale. Împărțirea de daruri. Își trimiteau daruri unii altor. Activități spirituale, da? Toată chestiunea aceasta trebuie în mod necesar să fie înțeleasă, iar apoi îi urmează înțelegerii acesteia o ancorare în realitatea istorică, despre care eu spun doar atât. Că este mult incomparabil, realitatea istorică, despre ea vorbesc acum, incomparabil mai contrafăcută și mai maltratată decât au reușit, eu știu, să schimbe prin traduceri, prin Biblie, pe acolo, sensuri ale prorociei. Realitatea istorică, așa cum este ea pusă în scenă, prin faptele care se întâmplă în pupila ochiului, da? Ca să vadă tot țugulanul ce se întâmplă în stânga și în dreapta, este făcută de așa natură încât pentru cel avizat care a înțeles prorocia și a înțeles tablourile simbolice din prorocie, să-i fie foarte dificil să sincronizeze cu fapta istorică ceea ce arată prorocia. Este adevărat. Chestiunea aceasta nu este nouă, adică nu se întâmplă doar acum la sfârșitul lumii. Dracii au folosit-o magistral la prima venire a Domnului Hristos. Da, dar s-a petrecut ceva acolo pe care eu vreau să ți-l notez, să ți-l arăt. Te rog. Tu știi că în momentul în care s-a ajuns la jumătatea săptămânii, te referi la prorocia din Daniel 9. Daniel 9. La jumătatea celei de-a 70-a săptămâni, Domnul Hristos a spus o vorbă. Tu știi că a zis s-a împlinit vremea la începutul ultimei săptămâni, când și-a început el mesajul de predicare după ce a ieșit din pustie, s-a botezat, a stat în pustie 40 de zile și pe urmă a început predicarea. El a avut un mesaj, o primă vorbă de spus. Ia uite ce a spus. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Întorceți-vă și credeți în vestea bună, da? Tu știi că s-a petrecut treaba asta la capătul celor 7 săptămâni și 62 despre care vorbea prorocul Daniel. Acest s-a împlinit vremea se referă la cele 69 de săptămâni până la unsul. El a spus, s-a împlinit vremea, da? E notat lucrul ăsta în Marcu 1 cu 15 aici. Însă la jumătatea săptămânii, vremea profetizată se împlinea asta, da? Să știi, dar să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou Ierusalim până la unsul, la cărmător, vor trece 7 săptămâni, 62 de săptămâni, da? Asta este vremea, asta este vremea despre care zicea Domnul, s-a împlinit vremea, știi? Și există o vorbă pe care a zis-o la jumătatea ultimei săptămâni Domnul Hristos. Zice, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului, da? Acest ceas profetic nu era jumătatea săptămânii despre care vorbea el acolo? Zice, adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dacă moare aduce mult rod, da? Grăuntele era
acel cuvânt al lui Dumnezeu pe care l-a semănat Tatăl pe pământ, și anume pe Domnul Hristos, da? Care urma să se sacrifice, da? Ca să aducă roadă, da? Zice, acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice, Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit, până la ceasul acesta. Observație subliniat, dragilor, expresia. Ok, nu te pierdem. Ceasul acesta. Nu mă pierd, nu te pierd detalii, nu? Nu. Ok. Eu arăt punctual că există un ceas profetic enunțat de Dumnezeu care, indiferent că oamenii îl știu sau nu, Dumnezeu îl descoperă și îl face cunoscut cu voce tare. Ia uite, versetul 27. Tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Când trebuia să fie proslăvit Fiul omului, da? Era jumătatea ultimei săptămâni, da? Și ia uite ce zice în versetul 28. Tată, proslăvește numele tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau, un înger a vorbit cu el. Asta vreau să spun și eu, că în momentul când se va... Vrei să creezi vreun paralelism? Nu, nu doar să creezi paralelism. Asta este un precedent destul de serios la care să ții seama. Întreaga construcție profetică a perioadei celor 70 de săptămâni din Daniel, capitolul 9, întreaga construcție n-avea drept epicentru jumătatea ultimei săptămâni? Nu asta indica? Uite, acolo se petrece ceva? La jumătatea ultimei săptămâni? Păi da, dar un glas s-a auzit și la începutul acestei ultime săptămâni, da, nu doar la jumătate. Păi da, când a zis s-a împlinit vremea. Nu, la botez. Da, la botez, acesta mă. Acesta este fiul, da, meu, prea iubit. Atunci când s-a împlinit vremea, cele... Eu vreau să spun, Flavius, că acea împlinire a perioadei profetice urmează să fie consemnată prin glasul din cer care va spune Chronos, Oketi, Estai. Ar fi culmea să mai zică și în greacă. Păi da, nu, eu nu zic că va zice în greacă. Eu am spus cum sună în Apocalipsa, da? A spus Chronos, Oketi, Estai. Adică nu va mai fi vreme. Zice, când a strigat el, cele șapte tunete a făcut să se audă glasurile lor. Aceea scenă care s-a petrecut în ceasul profetic de la jumătatea ultimei săptămâni, aceeași scenă se petrece la capătul celor 1260 de ani. Gata, nu mai este vreme. Iar cerul confirmă, da, s-a sfârșit. Începe legământul cel veșnic al lui Dumnezeu. Iar ceea ce încercam să-ți arăt eu, că toată săptămâna m-am frământat, este acest ceva, și anume că, indiferent, noi am ajuns la o rezoluție foarte mare, la o acuratețe foarte mare a înțelegerii. Însă ne mai lipsește decât cireașa pe care Domnul cu mâna sa o va pune în vârful tortului acestuia. În momentul când cerul va confirma, da băi, ăsta este ceasul profetic. Cu asta tu nu prea ești de acord. Uh-huh. Știu că nu prea ești de acord. Iar eu cred din toată inima că tocmai asta separă epoca celor doi martori și a încetării necurmatului, în care ei au dreptul executiv, da? De epoca Duhului, când se întoarce necurmatul. Chiar această voce spune, gata, s-a încheiat. Necazul, truda voastră, chinul vostru a luat sfârșit. De acum urmează gloria.
Eu asta înțeleg, Flavius. Iar cei, fii atenți, tu ai văzut ce spune, că norodul care ședea acolo, zice, nu prea înțeles. Da, mi-este foarte cunoscut. Erau unii, au zis un înger, a vorbit cu el, alții că un tunet, da? Uh-huh. Aceast... a zis nu pentru da, și Domnul a zis, zice, mine, nu, zice, pentru nu voi. Pentru mine s-a auzit glasul, ci pentru voi. Domnul a spus, pentru voi e făcut lucrul acesta, ca să vă fie clar că acu e ceasul despre care vorbesc. Însă, eu spun un lucru, la fel, acest norodul care stătea acolo se e vorbit în Daniel capitolul 12. Cei înțelepți vor înțelege, iar cei răi nu vor înțelege. Tu știi că chiar Ellen White, când a interpretat această secvență din Apocalipsa 10, ea o interpretează că glasul lui Dumnezeu se aude din cer, făcând poporului său cunoscut ziua și ceasul venirii sale. Știi treaba asta, da? Da. Zice, și încredințând poporului său legământul cel veșnic de pace. Da, așa. Zice, glasul lui Jehova se revărsa pe pământ ca bubuitul celui mai puternic tunet. Da, și după aceea intră în lui, niște stai descrieri. Stai puțin, așa înțeles și ea să interpreteze. E și ea un om credincios care a înțeles și ea în felul ăla. Și zice, Israelul lui Dumnezeu auzea și înțelegea. Și știi ce spune ea în continuare? Că cei răi nu înțelegeau, li se părea că sunt niște bubuituri de tunet. Știi că spune vorba asta, da? Acum, eu nu pot să spun că Ellen White a scos de la ea vorba asta, ci pur și simplu ea, într-un exercițiu de înțelegere și de interpretare, interpreta ce spune Daniel capitolul 12, că cei răi nu vor înțelege, cei pricepuți vor pricepe. Se vor albi, se vor curăți, fiindcă a venit epoca Duhului, și asta durează 1290 de zile. Asta am fabricat. Am fabricat pe perna mea de piatră, pe care tu ai numit-o sac de ciment udat, săptămâna asta. Există un moment când cerul va parafa și va spune, gata bă, ajunge cu ostenele voastră, uite aici se petrec lucrurile aici. Domnul ne va răspunde căutărilor noastre și ne va arăta momentul exact al încheierii celor 1260 de ani. Iar de la momentul acela, prorocia ne arată că mai sunt 1290 de zile în care se vor curăți, se vor lămuri, se vor albi, cei răi vor face rău și nu vor înțelege. Funcție de acel eveniment care va zgudui lumea, Flavius, vocea care va clătina cerul și pământul, ăla e momentul când ăștia se polarizează, intră în peșterile lor, se ascund în stâncile lor, cum arată Apocalipsa 6, da? Ăla este momentul când toți se strâng în obiectiv, în luptă pe față. Este războiul zilei celei mari, unde au fost strânși. Este ziua Domnului, ceasul profetic. Asta am cercetat săptămâna asta. Știu că este foarte incomod să te devalizezi pe tine dacă vrei, de pretenția, nu zic de șartă, omenească, normală a ta, de a ajunge cu mintea la sincronizarea datărilor cu ceea ce se petrece acum. Nu, n-ai... Flavius, tu știi ce a spus domnului Iosua? Știi ce a spus domnului Iosua în al 40-lea ani? I-a zis o vorbă. Nu știa Iosua că e al 40-lea an? Ba da. Știi ce i-a spus? Ajunge cât ați ocolit muntele acesta. Rânduiește poporul. Faceți asta și asta, așezați chivotul legământului în față și treceți Iordanul acesta în țara pe care am promis-o părinților voștri. I-a spus vorba asta, da? Eu cred cu toată smerenia că există un moment când intervine Dumnezeu. Iar tu, ca om, poți să spui cu precizie, da, mă, a venit epoca Duhului acum. Primăvara sau toamna? Toamna. Păi logic, știi de ce? Fiindcă modelul ăla pe care l-am înțeles noi cu cele 1290 de zile, cu secerișul cu asta, trebuie să rămâne nealterat așa cum l-am înțeles din Scriptură.
Asta este vestea tristă pe care o dau. Mamă, ce la punct ai fost cu întrebarea asta. Nu știu câți de pe net. Ia spuneți, dragilor, cât v-ați gândit la întrebarea pe care a pus-o Flavius. Băi, Sebi, băiatule. Dar tu ai înțeles ce ți-am arătat acum? E tu operațional? Ce, tu ce zici? Am înțeles nu sau zic, nu? E operațional când ți-am răspuns corect toamna, că m-am gândit și la detaliul ăsta. Dragilor, scrieți-ne pe chat dacă v-ați pus întrebarea când auzeați cuvintele. Zice, Mircea când dea nimeni. De unde știi tu, Mircea, că nimeni nu s-a gândit? Poate cineva s-a gândit. Tu ai predicat foarte frumos în seara asta. Este foarte seducător. Nu în sensul că ar fi fals. Tot ce ai spus este corect. Și tot ce ai spus... Chiar aștept o obiecție din partea ta sau a cuiva de aici. Păi de asta este obiecția. Asta, ce încerc să-ți spun acum. Toată vorbirea ta este pe text. Da. Pe text. Da. Și atâta vreme cât rămâne ne coborâtă în mâzga istoriei, modelul este boboc. Ce frumos funcționează cu cum a lucrat domnul la ceasurile tu profetice știi că eu din sunt Daniel. Nu adeptul omileticii. Nu, că na, eu nu deci vorbesc. Deci nu a fost o comparație omiletică ceea nu, ce am nu, făcut nu, eu, nu, ci nu, una sunt, absolut tehnică. Tu ai observat, da, și nici nu te-am amendat la momentul ăla spunând stai că aici sau nu știu ce. Nu, deci este foarte pertinent ceea ce ai spus. Este foarte pertinent ceea ce ai spus. Iar acum, la sfârșit, eu ți-am pus întrebarea simplă. Primăvara sau toamna? Toamna. În contextul acesta, să uiți. Așa. De 1870, să uiți de 2020. Da, indiscutabil, da. Da, indiscutabil. Păi tocmai asta am spus. Că modelul este absolut inexpugnabil, dar în aer. Știi ce înseamnă în aer? Așteaptă momentul când în aer se va vărsa paharul al șaptelea. Adică modelul acesta pe care îl propui tu este un model al așteptătorilor funcțional până la momentul sau funcțional de la momentul când se aude glasul din cer, da? Fie că te refer la Apocalipsa 11, fie că te refer la Apocalipsa 10, da? Da. De acord? Da. Deci există, Flavius, există o singură soluție la tot ceea ce am pătimit noi cu acest du-te vino pe afirmații. Ale Scripturii. Există o singură soluție și anume momentul acela de incidență care împarte timpul istoric și profetic în două. Era încetării necurmatului cu timpul de după. Asta înțeleg eu acum. Deci nu avem altă soluție. Nu avem altă soluție, tu înțelegi? Și acest cei înțelepți vor înțelege se referă chiar la cei care în momentul când Dumnezeu va valida momentul încheierii celor 1260 de ani și venirea erei Duhului sunt unii înțelepți o rămășiță care pune mâna pe comoara cerească deja care înțeleg ce se întâmplă. Tu ai spus o chestie care tu ai spus așa că Dumnezeu va valida
încheierea celor 1260. Am spus asta, dacă vrei, ca figură de stil despre momentul când cele șapte tunete fac să se audă glasurile lor. Păi nu așa, că nu... Flavius, stai puțin, tu în momentul ăsta, după toată căutarea și cercetarea, ești, cum să zic eu, ești încredințat că acel jurământ al îngerului, că nu mai este vreme, și acel strigăt al celor șapte tunete care se fac concomitent să se audă vocile lor, da? Este chiar momentul încheierii celor 1260 de ani. E momentul când se încheie era în care necurmatul a fost îndepărtat și a fost așezată urăciunea? Tu ești convins și tu în felul ăsta acum? Pot accepta ideea aceasta. Te rog. Dar nu sincronizez încă, nu accept încă ideea că momentul acesta îi surprinde și chiar și pe cei credincioși. Păi, dar eu nu îl văd ca pe o surprindere, Flavius. Stai puțin, că tu ai ascultă, tu ai introdus în discuția noastră cuvântul surprinde. Eu discut tehnic. Păi asta este miza, asta e diferența între mine și tine. Ascultă, Flavius, ce ți-arăt. Eu te-am întrebat un lucru. Tu, după toată căutarea și cercetarea asta de până acum, ești convins și tu ca și mine că sfârșitul celor 1260 de ani sau sfârșitul erei în care necurmatul a fost îndepărtat este străjuit, dacă vrei, de acel eveniment descris în Apocalipsa 10, că cele șapte tunete au făcut să se audă glasurile lor? Asta te întreb și eu. Da. Ăla e momentul reîntoarcerii Duhului. E moment când Duhul își face... Suntem ca la nuntă, da? Este trept și acum. Te rog. Dar tu crezi ca și mine că această manifestare a lui Dumnezeu, da, din cer, da, la capătul celor 1260 de ani va fi pentru unii o surpriză colosală, iar pentru alții nu? Da. Sunt de acord cu ceea ce afirm. Păi tata, asta este similar cu a cunoaște anul în care așteptăm chestia. Nu este similar. Da. Este similar cu a înțelege că așa stau lucrurile. Este ceea ce așteptăm noi, ceea ce ne stă în față. Nu zicem noi că acea voce va face să răsune și pământul și cerul. Păi da, eu nu discut despre ce, eu discut despre când. Păi Flavius, știi care e diferența între noi și ceilalți care vor fi surprinși? Că noi știm că există așa ceva și că se va petrece și că e iminent în fața noastră. În timp ce mulțimea de creștini apar nu are că există așa ceva. Tu glumești acum sau cum? Nu, eu vorbesc serios. Păi eu ți-arăt tone de predici, mă, pe așa ceva, pe la toate căprările. Că? Că se întâmplă asta, că se aude glasul lui Dumnezeu din cer, că... Păi și doctrina fundamentală a adventiștilor chiar pe asta se fundamentează. Păi da, mă, dar acea doctrina implică decrete duminicale, persecuții, reînviorare de la fața Domnului. Lasă-mă că a venit inteligența artificială și le-a pus interdicție la biscuiți. Nu despre asta vorbesc. Eu vorbesc despre a cunoaște momentul când Dumnezeu se descoperă din cer. Păi tocmai ce spui tu acum, asta susțin adventiștii în masă. Cu ele nu ai tânfrunte. Și anume că poporul lui Dumnezeu pregătit nu va fi surprins de glasul lui Dumnezeu. Pentru că ei au așteptat un milion de ani chestia asta și când va veni, am așteptat. Dar eu nu vorbesc despre faptul că există unii care așteptă așa ceva. Pe ăștia sunt primii adventiști, mă. Dar despre ce vorbești? Eu vorbesc despre faptul că cei credincioși, doi,
da? Folosim pluralul, că da. Doi minim vor ști că anul ăsta se aude glasul lui Dumnezeu. Eu despre asta vorbesc. Știu că despre asta vorbești, păi însă da. E foarte artificial ce spui tu. Păi nu că este... vor ști că anul ăsta. Păi da, mă. Unde scrie că vor ști că anul ăsta? Păi tu nu înțelegi ce discutăm? Ți-am spus, modelul tău este foarte frumos. Într-un an... Păi justifică cu un verset clar din care să zic, da bă, ai dreptate, versetul asta spune că există un an în care se va petrece treaba asta și sunt minim doi care știu treaba aia că se va petrece. Eu ți-am spus care e sensul versetului, care e sensul pe care îl dau cei înțelepți vor înțelege, da? Că în momentul când se va auzi vocea cerească, cei care au priceput prorocia și știu lucrurile astea, zic gata, ăsta e ceasul, momentul salvării noastre. Eu nu accept asta. Uită-te acolo și spune-le tuturor, eu accept asta. Spune, eu nu accept eu asta. Eu nu accept asta. Și am, cum să spun, nu că nu accept din cauza că sunt încăpățânat. Sau din cauza că aș căuta cumva o... eu știu, o miză sau o recunoaștere în faptul că, uite, el este ăla care a cunoscut anul în toamna căruia se aude glasul din cer. Nu este vorba despre așa ceva. Este vorba despre faptul că atunci când mă apropii să cercetez prorocia biblică, repet ce am spus la început, că ăla a fost fundamentul neputinței mele de a nu putea să accept așa ceva. Că prorocia este compusă din cei doi piloni. Pilonul eșantioanelor de timp care trebuie încadrate undeva. Da. Altfel nu trebuia să mai mi le dea. Da. Deci eu, ca un așteptător riguros, te refer la cei 1260 n-am nevoie, de ani, la cele 5 da, luni, deci n-am nevoie. Să le încadrăm. Deci ascultă, eu sunt de prin 75 găinar pe aici pe planetă, da? Nu mă interesează, mă, că de 1260 de ani Dumnezeu este în conflict cu poporul său. Ce se, te interesează când se încheie? Pe mine mă interesează când se încheie, da? Da. Deci faptul că mie mi se dă un eșantion de timp, faptul că semantic, cu detalii, mi se arată niște tablouri, da? De, dacă iau numai Daniel capitolul 7, mă, care mi arată că în mijlocul acelor 10 coarne da. Apare un alt corn, iar când se trece la spre finalul capitolului, când se trece la explicarea acelor coarne, se spune despre acela care a ieșit în mijlocul celor 7 dând la o parte 3 dintre ele că este deosebit de înaintașii de cei dinaintea lui, da? Deci eu trebuie să mă aștept cumva ca acest al 8-lea împărat să fie altfel, deosebit de cei dinainte. Și eu trebuie să caut în istorie unde a apărut așa ceva, da? Și de aici toată povestea cu acel împărat care împlinea și funcția de a fi sacerdot, de a fi preot și așa mai departe. Lucru care nu s-a întâmplat în Imperiul Bizantin. Da. Deci în Imperiul Bizantin împăratul era... cu treaba vremelnică, cu imperiul și Sfântul chema sinod, și altceva, îi da. Chema pe toți popii și îi punea la sinoadele ecumenice, le dădea acolo cartofi copți cu ce știu eu ce le mai dădea și bătea cap în cap până când se le înțelegeau. Nu le dădea drumul să plece de acolo de la sinodul ăla până nu ajungeau pe aceeași melodie și după aia le dădea drumul la nebuni în pajiște și învăța pe toată lumea la fel și deci când a apărut papa de la Roma, papa de la Roma zice, n-am nevoie de nebunia asta, mă. Eu sunt și împărat, eu sunt... Și preot, adică da. Imaginile acestea care transpiră, care sunt foarte clare din prorocie, n-au niciun rost dacă eu aștept... Uite care este rostul. Că la capătul celor 1260 de ani, cei doi martori zac morți. Uite care este rostul. Că omul fără de lege a încurcat lucrurile așa fel sub domnia lui că
Sfinții au fost biruiți în final. Și de ce să-mi spună mie că stau 3 ani și jumătate dacă eu nu pot să-i ancorez în timp? Păi acei 3 ani și jumătate, asta ți-arătam eu, că e după ce se aude vocea. Și că chiar ceasul acela... Stai că ai schimbat regulile în timpul jocului. N-am schimbat regulile. Asta deci ți-am arătat. Deci... Oprește-te să-ți arăt. Că în ceasul ăla, debutează cu momentul când se aude vocea. În ceasul acela se prăbușește și a 10-a parte a polisului, da? A cetății, da? Și zice acolo că nume de oameni au fost uciși în seismul acesta, da? Și atunci cei 7.000 și rămășița, asta e traducere imperfectă, noi am descifrat lucrul ăsta, da? Cei 7.000 și rămășița îngroziți dau slavă Dumnezeului Celui. De ce îngroziți? Din cauza că, în mod evident, ei realizează că chiar Dumnezeu intervine. Nein. Nu se zice nein. În german se zice leider nicht. Chiar și așa. Chiar și așa. Adică cu părere de rău, nu. Băi, Flavius, tu ai observat că tot leider nicht. Da. Am zis bine? Leider nicht. Leider nicht. Tu realizezi că asta ar fi soluția cea mai elegantă la toată tensiunea? Nu mă lua cu vorbe de-astea cu soluția elegantă. Nu te iau, ascultă, eu nu te iau cu vorbe de-astea. Îți propun pur și simplu să nu fii opac. Păi nu e vorba despre opacitate. Îți propun să dormi și tu pe o pernă de piatră, cum te-am invitat, să cercetezi, să analizezi critic, chiar critică. Eu critică am nevoie, dar nu așa fugitiv ca în seara aceasta. Păi să analizez această perspectivă și anume a modelului care nu este ancorat, este în aer din cauza că s-au în 31 de generații s-au înălțit serios ca să se ajungă în aer cu modelul ăsta, da? Prin asta au fost înfrânți cei doi martori, prin asta a fost... Tu nu ai observat, zice, că fiara face război cu cei doi martori, cu mărturia celor 1260 de ani, da? Ce înțelegi tu prin faptul că îi biruie și îi omoară? Că chiar reușește să facă lucrul ăsta, da? Că acest cuvânt să-l facă să nu mai aibă putere. Iar Dumnezeu, din cauza asta, intervine El să rezolve această problemă. Modelul ăsta o să-l pot... Asupra acestor discuții. Asuma așa, la jumătatea lunii mai. Am înțeles. Păi da, eu sunt în asentimentul tău. Eu nu zic jumătatea lunii mai. De 1 iunie. Sunt mai generos. Adică eu chiar încă aștept ca să se petreacă ceea ce am așteptat în primăvara asta. Nu ți-am zis chiar astăzi treaba asta? Tu ai observat că atunci când am discutat noi un pic, cred că să fi fost 15 minute în urmă, da, când te-am întrebat despre toamnă sau primăvară, ți-am zis, poți să uiți de 1870, poți să uiți de 2020 și tu ai zis, adevărat, da, este adevărat, da? Este limpede că pe modelul pe care îl avem la momentul ăsta, nu pe ăsta pe care l-ai propus tu, imaginea celor 1290 de zile ca fiind zilele de la terminarea celor 1260 de ani până la ridicarea din morminte, la momentul ăsta când vorbim, este 95% invalidată. Eu nu zic că e 95% invalidată. Păi, ba da, pentru că trebuia să se... Că nu debutează fix pe 20 septembrie 2020. Păi nu pe 20, pe 17. Nici pe 17. Am spus-o tuturor. Are larghețe. Eu știu că tu mergi pe pătrățele din astea. Eu știu că tu la limba română n-aveai ca dictando, ci aveai din ăla de matematică cu pătrățele. Știu că așa ai scris.
Dar asta, cum să zic? Băi, Flavius, nu se abordează lucrurile așa, mă. Eu cred în continuare. Cred și sper că încă Domnul ar putea veni în primăvara asta. Unul din aspecte. Iar doi, acest model pe care ți l-am propus eu, nu este o evadare subtilă din această credință. Nu. Mă gândesc și eu, în fel și chip, la perfectarea înțelegerii din cauza că am căutările și așteptările venirii Duhului. Știi ce este 100% acest model pe care l-ai propus tu în seara asta? Dovada plenară a neputinței noastre. A, nu doar. Asta este. Nu. Știi ce spun eu? Că este acel ceva la care nu ne-am gândit în ăștia 8 ani de când comentăm. Asta e adevărat. Acel ceva, și anume a perfecta un model de înțelegere care este el perfect în sine. Cu Biblia. Cu Biblia. Fără să ținem cont de niciun eveniment istoric. Nu, fără de niciun eveniment. Nu despre asta. Fără a ține cont de a-l ancora. Știi de ce? Fiindcă ancorarea se dovedește dificilă din cauza că au fost falsificate, mă, timpurile. De către niște spirite de demoni care au vegheat ca această prorocie să nu o priceapă sau să o înțeleagă cineva. În mod evident, tu nu observi cât de dificil ne-a fost, cât dus întors am făcut noi pe textul profetic ca să găsim rațiunea de sincronizare și n-am găsit-o până în momentul ăsta perfectă. Asta este dovada nu a neputinței noastre, mă, ci pur și simplu că suntem încuiați în această oală, suntem sub papucul acestei mari iluzii și dezinformări care se petrece în realitatea istorică. Fiindcă este o lume fără Duhul lui Dumnezeu, în care demonii au stăpânit prin pârghiile pe care le-au avut omenești, și anume această construcție, împărăția a patra, da? Și în care au schimbat iar și iar, bacă nu știu ce are calendarul, bacă soarele s-a mișcat puțin mai încolo, bacă tot felul de, bacă pe vremea consului nu știu care el era buricul planetei și de la el se numărau anii, știi? Toate manevrele astea au avut menirea în cadrul acestei lupte împotriva celor doi martori, a avut menirea să-i biruie, să-i ucidă, mă. Deci Scriptura orice îi zice ne arată deslușit că toată povestea se încheie cu uciderea și biruirea celor. Ce înțelegi tu această ucidere și biruire? Că acel cuvânt să fie făcut fără putere și fără să n-aibă... Păi aici nu pot să stau împotriva ta că așa este, cum spui, dar tu ce înțelegi prin și oameni din orice neam, din orice seminție, din orice limbă, din orice norod, vor sta 3 zile și jumătate și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Păi eu ți-am spus că asta se petrece după ce s-au cele 7 tunete. Că cei 3 ani jumate despre care vorbeam se derulează din momentul în care cei 2 martori au fost uciși. Ai înțeles? Și doar vocea cerească este cea care rezolvă problema. Iar unii înțeleg, alții nu înțeleg. Asta ți-arăt eu. Cum n-am înțeles ce ai spus. Ce n-ai înțeles, mă, Flavius? Mi-este confuz. Cei 3 ani și jumătate... Cei 3 ani și jumătate din Apocalipsa 11, în care cei 2 martori zac, morți, sunt după cei 1200. După ce s-au cele 7 tunete. Asta ți-arătam eu. Și în mod obligatoriu ar trebui să fie cei 3 ani și jumătate în continuare celor 1260. Păi da, în continuare. Asta ți-arătam eu. Iar amărăciunea pe care o creează cărticica tocmai în asta constă. Cerul face doar un anunț pentru cine are ureche de auzit, Flavius. Mă auzi ce zic? Ia zi. Cerul face un anunț
pentru cine are ureche de auzit, da, și după aia tace. Până în momentul când are loc ridicarea din morminte și toate cele, și secerișul și toate cele. Un lucru pot să zic, sigur, acum la final, că avem toate piesele, să zic așa, să putem construi modelul acesta pe care îl propui și chiar ar trebui să o facem. Adică nu să-l construim, să-l analizăm și să-l compunem. Păi, despre asta vorbesc. Da, să-l analizăm, să-l compunem și să-l supunem atenției și cercetării tuturor. Da. Metodologia, să știi că este ușoară. Noi am exersat-o fără să ne dăm seama la ce va fi utilă de cel puțin un an jumate. La ce te referi când zici metodologia? Tu știi că modelul ăsta va fi pe straturi, pe felica, da, un tort, da? Să zicem, uite, pecețile sunt așezate aici, da? Da. Apoi stratul următor, trâmbițele, apoi stratul următor, urgiile, apoi stratul următor, cutare, apoi stratul următor, Ioel, apoi stratul următor, Ezechiel, apoi stratul următor și așa mai departe, apoi stratul următor, Apocalipsa, așa, da? Unirea, sincronizarea lor e mult mai ușoară în momentul în care nu ești dependent de acest calendar ticălos gregorian la care noi încercăm să ne raportăm. Asta spun. Exact cum mi-ai zis tu. Ia fă-ți tu un calendar, o cronologie, care are de-a face doar cu afirmațiile Bibliei și atât. Știi ce argument final îți aduc în pledoaria mea în a pecetlui toată afirmația de până acum? Yes. Că leul din seminția lui Iuda e cel care rupea pecețile. Adică? Adică există un moment când se rupe și pecetea șaptea acestui sul sigila din Daniel, capitolul 12, versetul 4. Tu, Daniele, pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Înțeleg ce vrei să spui. Că glasul ceresc este cel care rupe pecetea șaptea. E ultimul lucru pe tu care știi că, tu știi că noi am discutat aici. Știu că am discutat. Și am discutat și cu Alin chestia asta. Mars de m-a fiert. Păi stai puțin. De ce stai fiert? Că nu, un punct de vedere. Nu înțelegea un lucru foarte simplu. Ce? Că imaginea completă pentru a fi înțeleasă a peceția șaptea, da, o am din secolul 1, mă, nu trebuie să rupă nimic. Păi stai, Flavius, o ai din secolul 1. Însă acea rupere a peceții comportă de la sine cele șapte tunete care fac să-și audă glasurile lor, care au spus și despre care Ioan a spus, zice, am vrut să scriu, dar mi s-a zis nu scrie. Ăla e momentul ruperii peceții a șaptea. Ăla e momentul când cărticica e deschisă. Și când se spunea din carte, nu mai este vreme. Expresia este parabolică acolo. Faptul că această imagine a fost predată în secolul 1 nu are nicio legătură cu faptul că pecetea efectiv, istoric, istorico-profetic, se rupe abia acum. Are. Ce are? Are legătură. Ce are? Spune. Păi are legătură în sensul că nouă ne-a fost predat în secolul 1 un tablou istoric. Da. Prin intermediul celei de-a șaptea peceți. Păi da, dar acel când ce înseamnă când a rupt mielul pecetea șaptea? Înseamnă că în acea secvență de fapte arătate prin acele elemente parabolice, așa, se petrece ce scrie acolo.
acel când de acolo, din versetul 1, capitolul 8, când este situat acel când, când are umelul pe cetea șaptea? În secolul 1 sau în viitor acum? Zi, Sebi, în viitor acum, eu asta mă aștept să-mi răspunzi. Pituiești. Nu prin învârteli de cuvinte. Da, vorbesc serios. Acel când are umelul pe cetea șaptea, vorbirea e parabolică, nu se rupe nicio pecete fizic. Acel când, când e situat? Există un când, când se va rupe pecetea. Nu e adevărat, ce spui tu acum este omiletică. Nu e adevărat, Flavius, cum adică e omiletică? Băi, Flavius, nu există un când. Nu există un când, mă. Acel când, acel când face parte din descrierea pe care Ioan o făcea. Da, mă, dar există un când, când se va petrece acest nu, ceva. Nu, mă, asta vrei tu să construiești, că există când, când, când. Băi, nu, mă. Flavius. Ascultă, Sebi. Ascultă ce spun Ioan... și eu. Eu spun formal, lasă-mă cu învârtel de asta, că eu le știu. La tine, cel puțin. Bine. Acel moment când se rupe pe cetea șaptea nu este secolul 1. Ci este momentul când se încheie cei 1260 de ani. Nu mă mai bârâi la cap, că nu funcționează. Pe cetea șaptea s-a rupt în secolul 1? Hai mă, răspunde și mie, nu mă mai... Nu, Sebi, dar eu nu vorbesc despre ruperea peceții, ci eu vorbesc despre tabloul... Stai, oprește-te o clipă, că văd că ce faci tu acum. Informația de sub pecetea. Deci sub pecetea a șaptea există... Nu mă interesează informația de sub pecetea a șaptea. Mă interesează ce înseamnă a se rupe pecetea a șaptea. Și anume, cartea e deschisă total. Și nu orice carte, și anume cea din capitolul 12 din Daniel, versetul 4. Tu da. Pecetluiește cartea, da? De acord. Până când? Până când? Până la vremea sfârșitului. Și când s-a rupt pecetea a șaptea, e vremea sfârșitului sau nu? Vremea sfârșitului. Atât, nimic. Nu vreau să obțin nimic altceva. Vreau să obțin doar faptul că depecetluirea totală a prorociei are loc în momentul când se încheie cei 1260 de ani. Asta încerc să arăt. Nimic altceva. Dacă tu vrei să înțelegi altceva din discursul meu, înțelegi greșit. Eu doar asta vreau să arăt. Și să-mi spui mie că e un tablou din secolul 1 și asta povești nemuritoare deocamdată în contextul ăsta. Nu despre asta discutăm. E clar că e un tablou pe care a fost predat în secolul 1. Dar eu nu despre asta vorbesc. Eu vorbesc despre depecetluirea cărții, despre încheierea celor 1260 de ani și despre accesul la înțelege că nu mai este vreme. Nu ești mulțumit cu formularea? Parțial. Vă salut cu pace. Da. Eu te l-am luat pe el, Răgușeala, acum pe mine mă lasă. Nu, e... S-a blocat asta. Este util să... Și cred că și putem să facem un model integrativ al prorociei, fără să ținem cont deloc de... elemente istorice și de date istorice. Deși nu văd cum ai putea să te suspenzi din toate informațiile pe care le deții. Probabil că o să lucrăm pe expresii și cum se întâlnesc ele în modulul acela paralel. Sesiunea din seara aceasta, asta a fost, studiul, ați văzut bine ce v-a adus în atenție, ce v-a propus. În opinia mea deschide o cutie a Pandorei, dar e nevoie de tot felul de orătănii în grădină. Ne întâlnim în zori la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Încercați și voi să veniți cu întrebările pe care le aveți mai de dimineață, mai din timp, de când deschidem sesiunea.
ca să apucăm să ne uităm și noi un pic peste ele. Vă mulțumim tuturor pentru tot efortul pe care îl faceți pentru promovarea acestor cercetări și cu acestea fiind spuse, vă spun tuturor noapte bună. Vin o zi când liberi vom fi, Doamne, când lupta noastră se va sfârși. Gloria Ta atunci vom vedea, o, ce zi, când în cer vom ajunge, o, ce zi glorioasă atunci va fi. O mare har, într-o clipă vom fi schimbați, o, ce zi, când în cer vom ajunge, o, ce zi glorioasă atunci va fi. Căci se-ntoarce la-l tău cuvânt, gândul meu curat, în tăcere înalt, spre cer și-ți cânt. Te simt aici, chiar în sufletul meu, cu tine nimic nu e greu. Pace și urc zi de zi, chiar și-n furtună eu stau sub aripa ta. Ești aici mereu când eu te chem. Chiar și atunci când plâng, mângâierea ta mă atinge cu senin. Simt iubirea ta și îndată uit de-al inimii greu suspin. Vocea-ți dulce-mi șoptește iară, nu te teme, cu tine sunt. Ți-am făgăduit, eu te voi păzi, pas cu pas, orice-ar fi. Te simt aici.
chiar în sufletul meu. Cu tine nimic nu e greu, cu tine oriunde-aș fi am pace și nu mă tem. Cu tine orice-ar veni am pace și urc zi de zi. Chiar și-n furtună eu stau sub aripa ta. Ești aici mereu când eu te chem. Poate că uneori vii aici, vii împreună cu noi, te întâlnești cu Biserica lui Iisus Hristos din locul acesta în diverse contexte și poate uneori cumva nu vezi dincolo de aparențe și nu vezi că în realitate dacă stăm în picioare și dacă începe să rodească Hristos în noi, e din pricina harului său măreț. Și că noi, niciunul dintre noi, nu putem să ne mântuim singuri. Hristos ne mântuiește. Hristos ne iartă. La El ne îndreptăm în fiecare zi. În fiecare zi. Zdrobiți, triști de căderile noastre, dar cu speranța că El ne ridică și ne transformă și continuă să lucreze în noi și nu renunță la noi. Slavă Lui pentru asta! Slavă Lui Iisus Hristos pentru credincioșia Lui! Și dacă până astăzi te-ai amăgit crezând că lumea îți va oferi ceva, vino la El. Așa de simplu, vino la El. Renunță la tot ceea ce diavolul îți promite și crezi că îți va aduce împlinire. Câtă vreme a trecut, câtă vreme a rămas, între noapte și zi, între drum și popas. Ne mințim zi de zi, că am fost, că vom fi, și uităm mult prea des să mai fi. Vrem să avem cât mai mult, ca și cum n-am mai ști. Ce săraci lumea vom părăsi. Spune de ce tot alegi, spune ce vrei să culegi. Pierzi rătăcina întregi în neștire. Mâine la capăt fracă oricum, fără Iisus toate sunt amăcire. Ce iluzii au fost, ce iluzii mai sunt, clipe care ne trec ca umbră prin gând. Alergăm după noi, alergăm după vânt și deschidem târziu pumnicoi. Vrem un nou început, însă timpul pierdut nu se întoarce nici când înapoi. Ce tot alegi, spune ce vrei să culegi, pierzi rătăcina-n
afla că oricum, fără Iisus, toate sunt amăgire. Spune de ce tot alegi, spune ce vrei să culegi. E rătăcină în veci, în știre. Mâine la capăt de drum, tu vei afla că fără Iisus, toate sunt amăgire. Spune de ce tot alegi, spune ce vrei să culegi, piesă tăcii. Mă va ridica.
Așa cum sunt, tu mă accepți. Cu tot trecutul imperfect, se nasc rugăciuni la tronul puterii. Și-un cântec tu pui în locul tăcerii. Cântă și munții și văile, tot ce-i-n mine să te laude. Eu sunt iubit, în chip nemărginit. Se opresc când tu vorbești. În brațul tău mă odihnești. Eu frunză în vânt, o ființă prea slabă. Ia inima mea și umple-o de slavă. Cântă și munții și văile, tot ce-i-n mine să te laude. Eu sunt iubit, în chip nemărginit. Perfect, tu lucrezi în chip perfect. Cântă și munții și văile, tot ce-i în mine să te laude. Eu sunt iubit, în chip nemărginit. Și munții și văile, tot ce-i-n mine să te laude. Eu sunt iubit.